dacă mi-am amintesc bine, la 16 ani colegii îmi spuneau boboc sau bobocel. Așa că poate așa o să mă numesc astăzi. Un mesaj ar fi, primul mesaj cel mai important este: bobocel, investește în tine. Ești cel mai mare și mai important bun pe care îl vei avea vreodată. Fă sport, bobocel. Iubește-te, mergi, citește, învață lucruri, întreabă lucruri. Cred că la un moment dat vei descoperi că cea mai mare investiție pe care ai făcut-o este investiția în tine. Fă-ți prieteni, bobocel, nu sta acasă. Vei descoperi pe la 30 și ceva de ani că acești prieteni din copilărie sunt oamenii care știu despre tine aproape la fel de mult ca tine. Învață mai multe limbi străine, bobocel. Învață și franceza, Tatiana. Învață-o, pentru că vei ajunge la 40 în Franța și îți vei da seama că e prea mult acum să începi să înveți, că ar fi fost mai bine să înveți atunci. Apropii-te de părinți. Crede părinții. Crede pe cuvânt că te iubesc cel mai mult din tot universul. Și ai încredere în ei. Nu te feri de ei. Nu ascunde de ei lucruri. Ai putea fi surprinsă, bobocel, cât de mult te-ar înțelege mama, anume azi. Iubește. Iubește acum. Iubește sincer. Iubește nebun. Iubește așa cum doar acum poți iubi. Doar acum, când îți stă bine să iubești, nebunește. Învață-te să spui de acum mulțumesc și iartă-mă, pentru că altfel se apropie și se despart oamenii atunci când aceste două cuvinte sunt rostite. Și acum, la sfârșit, aș vrea să-ți dau un sfat, bobocel, despre scris. S-ar putea într-o bună zi să te apuci de scris. Eu simt că vei face treaba asta și s-ar putea să înțelegi că n-ai început a scrie de vreme pentru că ți-a fost frică. Nu face treaba asta. Scrie așa cum crezi tu și scrie mereu așa cum ai început tu, dar te-ai oprit la un moment dat. Pentru că nu există om care să-ți spună mai bine decât tine ce să faci. Dacă vrei să scrii, scrie. Dacă vrei să cânti, cântă. Dacă vrei să dansezi, chiar dacă toată lumea din clasă râde, dansează. Pentru că ceea ce-ți place nu va fugi niciodată de tine. Ceea ce-ți place te va urmări tot timpul. Și există doar o singură șansă în viață care ți se dă ca să faci ceea ce îți place. De ce să nu începi mai devreme? De ce să nu începi la 16 ani?